bine ați venit la o nouă conferință de presă a clubului nostru. Așa cum știți și dumneavoastră, ultimul meci cel desfășurat duminică la Sibiu s-a încheiat foarte rău pentru noi. Ne mai trebuiau 2-3 minute pentru a rămâne în lupta pentru menținerea Liga 1, adică la baraj, unde cred că aveam șanse foarte mari să câștigăm acest baraj. Dar asta a fost situația. În primul rând, nouă ne pare foarte rău și ne pare rău că am dezamăgit suporterii noștri, finanțatorii. Numai că viața merge mai departe. Ne-am întors în Liga a doua și ce să vă zic, dorim să o luăm de la capăt și să ne luptăm în continuare, de ce nu, pentru promovare în sezonul viitor. De câte am discutat și cu principalul nostru finanțator, Consiliul Județean, și dânsii își doresc acest lucru. Vom avea sprijinul lor în continuare, atât al lor, cât și a tuturor sponsorilor pe care i-am avut și la Liga 1. Din păcate, Fortuna nu va mai putea continua cu noi, dar va veni o altă firmă, încă nu am definitivat, care să ne sprijine și la Liga 2. De asemenea, restul sponsorilor și-a exprimat dorința de a continua împreună cu noi colaborarea și în anul următor. Inclusiv cei cu partea de panotaj LED, care constituie o sursă de venit pentru viitor. Acum, din punct de vedere al echipei, sunt jucători care vor pleca și care au plecat deja și care erau la final de contract, aveau contract până la 30 iunie. Sunt o mare parte din... Noi am avut niște jucători împrumutați în anul trecut și din actuala echipă și-a exprimat dorința de a mai rămâne câțiva jucători. Deci putem forma osatura pentru o nouă echipă care să evolueze cu succes în Liga 2. Urmează să completăm lotul cu jucători. Asta se va face în zilele următoare. Acum, legat de ultimele partide, Dan poate să vă dea mai multe detalii legate de evoluția echipei și urmează să așteptăm întrebări. Okay. În primul rând, vreau să... Am vrut foarte mult și am ținut să țin la conferința asta de presă, pentru că așa mi s-a părut normal să am o reacție la acest eșec, pentru că, pe la urmă, a fost un eșec. Așa cum a spus și Florin, nu cred că e important ce s-a întâmplat în ultimele meciuri. Aș vrea să vorbesc despre tot ceea ce s-a întâmplat în anul ăsta. Am vrut să vin în fața voastră pentru a mă asuma total ce retrogradarea asta. Sigur, sunt anumite circunstanțe, dar nu contează. Am văzut și m-am simțit dator față de oamenii care au făcut foarte mare eforturi pentru ca lucrurile să meargă bine. Am avut sprijin din partea conducerii, am avut sprijin din partea galeriei, care le mulțumesc din suflet, și a dumneavoastră, pentru că am simțit tot timpul că sunteți pozitivi în niște condiții foarte grele, pentru că atunci când retrogradezi, normal că rezultatele nu sunt așa cum mi-am fi dorit. Am vrut să vin în fața lumii și să spun exact, să aștept întrebările voastre, vă răspund la absolut orice, dar plec din punctul, plec de aici. Retrogradarea asta este a lui Dan Alexa. Sigur, mi-aș fi dorit și eu să pot să am buget mai mare, să pot să aduc un jucător, dar știam cât este. Am retrogradat,
Țin foarte mult să-i mulțumesc lui Florin, pentru că Florin a plecat la drum acum de ani, lui Vasile Iuță, pentru că n-a fost problemă să nu rezolve, și lui Edilu Gramă, cu care am avut așa o colaborare foarte bună în ultimul timp, și care a reușit să, și cu efortul mare, pentru că nu e ușor să ții echipă de Liga 1 cu cel mai mic buget, cu problemele care au fost la buget, cu mulți jucători veniți noi străini. Am reușit să am niște din punctul ăsta de vedere lucruri rar ce se întâmplă în România. Vreau să mulțumesc și tuturor. Sigur, dezamăgirea a fost când am început să fiu un jurat. Da, îi înțeleg și din punctul meu de vedere pe cei care m-au jurat. Nu e niciun fel de ranchiune. E un sentiment. Am ridicat nivelul acum un an și trebuie să ne menținem acolo. N-am niciun fel de supărare. Înțeleg absolut totul. Am făcut absolut foarte dezamăgit de mine, ca și antrenor. După un început foarte bun de carieră, o retrogradare înseamnă enorm și sufăr încă și o să sufăr. Cred că va avea mult timp și va pune amprenta asupra mea retrogradarea asta. Dar vreau să fiți convinși că am făcut absolut tot ce a depins de mine ca să reușim. Circumstanțele sunt o grămadă, că retrogradarea din 1997, poate așa a făcut Dumnezeu când pierzi 6 meciuri după 1990, parcă tot a fost așa să retrogradeze echipa asta. Au venit jucători mulți noi, în iarnă, din păcate, și asta este adevărul, cu nimeni n-a vrut să vină la Călăraș, pentru că Călărașul, în fotbal românesc, spune foarte puține. Am reușit să facem jucători care nu mai aveau altă variantă. Adică noi ce am reușit să luăm la pe ultima 100 de metri, pentru că trebuia să ne întărim cu lotul care am promovat. Credeți-mă, nu eram retrogradați mai din timp. Au venit jucători care nu jucaseră de mult. Nevoiți, da. Am sperat că din cei veniți, măcar 4-5 să joace la un nivel bun și să ne ajute în play-off. Am văzut multe... am auzit, de fapt, că nu... Eu eram Facebook, a fost așa o reacție vehementă asupra oamenilor care conduc. Îi rog și vreau să fie lucrurile clare. Nimeni nu are nicio vină. Și o să pun toată responsabilitatea. Oamenii care au fost în echipă au încercat să asigure condiții. Vinovatul sunt eu. Între voi? Pleacă doamna Lisa de la Călăraș? Eu cu domnul... La fel nu ascund. Sunt în negocieri cu echipa de Liga 1. N-am vorbit cu domnul Iliuță. Vreau să văd și punctul lui de vedere a dânsului, dacă va avea susținere, ca și până acum. Și de ce să nu rămân? M-am legat foarte mult de Călăraș. În multe momente m-am simțit mai călărășean decât alții care s-au născut aici. Voi vorbi cu dânsul și să văd dacă, din ce am înțeles, dânsul este dispus, dar voi vedea exact zilele toate. Și ce jucător pleacă definitiv de la Călăraș? Pleacă mult. Câți rămân? 7. Vrem să facem o echipă bună de Liga 2? Da, cu susținerea lor, da. Pentru Călăraș, foarte important acum este ca cei care conduc să aibă reacții. Și la cum îi cunosc, cred că vor avea. Foarte important este, pentru că anul Liga 2, sunt cel puțin 4 echipe cu buget de peste 1,5 milioane, care vor să promoveze și echipe de tradiție. Și va fi foarte greu. Atunci, după mi-aduc aminte, după meci cu Dinamo, care am câștigat, am spus-o, nu o să mai fie Liga 1 la Călăraș. Zeci de ani. Îmi retrag asta, Doamne ferește, pentru că lumea începe să simte gustul Ligii 1.
Am fost doar supărat în momentul în care a fost înjurat că... Gândiți-vă că... Știam că avem bugetul care l-avea echipa asta acum 3-4 ani, același buget. Plus au fost drepturile TV pe care le-am adus noi în club. Adică performanța era față de ce a fost uriașă. Și asta este adevărul, pentru că eu știu foarte bine ce am găsit aici. Am simțit așa ca o lipsă de respect, poate și din imaturitatea mea, că totuși nu sunt un om cu foarte multă experiență de viață, dar știți cum e, când iubești o echipă și ai trei, mai înjuri, mai... Așa este că se... De-aia nici lucruri nu vreau să fiu supărat pe oameni care mă jurau, oamenii care s-au lepădat. Știți cum e, există viață și după o retrogradare, există viață și fără Alexa, și fără Bișan, și fără Grama. Toate se pot regla. Important e că cei care dețin acum controlul să o facă ca până acum. Să fie implicați 100%. Pentru că vă zic ceva, este singura șansă ca la Călărea să mai fie fort de performanță. Nu vreau să ajung aici, peste ani de zile, să vorbească de promovarea asta sau de anul ăsta de Liga 1 ca ceva istoric. Gândiți-vă că așa cum am fost noi, am bătut Steaua, am bătut Dinamo, am adus Nocturnă, au fost lucruri și bune anul ăsta, da. Știți cum e că tragi linie, rezultatul final, și asta e filozofia mea de viață. Până la urmă, rezultatul e tot ceea ce contează în viață. Apropo de negocierile cu echipa de Liga 1, N-am luat niciodată, repet, vreau să vorbesc prea atât cu domnul Iliuță, să văd cât e... Și vreau să vă întreb, dacă domnul Iliuță vă cere să rămâneți și vă promite același sprijin pe care l-ați avut până acum, abandonați negocierile cu Liga 1? Să vorbesc prea atât cu domnul Iliuță și atunci vă pot. Contractul cu dumneavoastră este respiat? Nu. Domnul Prișan, veți continua investițiile chiar și în condițiile în care rămâne Dunărea în divizia B? Investițiile, așa cum știți, nu sunt făcute de club, dar din câte știu eu, chiar astăzi am fost anunțat că vor veni ceilalți stâlpi ai Nocturnei. Deci, oricum, investițiile vor continua. Aș vrea să clarificăm două lucruri care sunt esențiale și aș vrea să închidem zvonurile care care circulă în acest oraș pitoresc, plin de oameni inimoși. Două lucruri vreau să clarific. Unu, Nocturna de la Giulești, așa cum am declarat de fiecare dată, nu a costat bani și vine cu valoare zero. Este în urma discuțiilor pe care le-a avut președintele Consiliului Județean, această Nocturnă a fost demontată și adusă la Călăraș și va fi montată la Călăraș pe banii Consiliului Județean, dar nu a fost cumpărată de Consiliul Județean. Unu. Doi. Au fost atât de multe afirmații gratuite vis-a-vis de salariile fotbaliștilor și de salariile staffului, bani care ar fi venit din banii bugetului Consiliului Județean. Este o informație falsă, pentru că banii au venit exclusiv din drepturile TV, bani care au fost gestionați foarte bine și, așa cum a spus și Dan, să nu uităm că acest club, înființat în urmă cu foarte mulți ani, a beneficiat de același buget, deci repet, de același buget, dar cu performanțe care erau greu de imaginat pentru Călăraș. Liga 3-a. La momentul respectiv era liniște, tăcere, toată lumea era mulțumită, stadionul era în ordine. Să ne aducem aminte când am venit prima dată în stadion, că au fost afirmații că nu știam unde este stadionul. Nu sunt pasionat de fotbal, nu sunt venit la echipa de fotbal ca să fac performanță ca persoană fizică, sunt trimisul Consiliului Județean la clubul de fotbal pentru a gestiona banii și pentru a arăta oamenilor că se poate face performanță cu sume mult mai mici decât au fost alocate echipei de fotbal în perioada 2014-15-16. Dacă la momentul anului 2015 salariile jucătorilor erau de 2000 de lei, dar bugetul era identic cu cel din 2017, și vi se pare normalitate, atunci ne repliem la 2015 și rămânem pe normalitate. Să nu uităm că aici nu exista canalizare, să nu uităm că aici nu existau vestiare.
Aici era acest sediu în care vorbim și ținem conferința de presă, era dezastru. Deci era insalubru. Copii, nu aveam copii și juniori la grupele de copii. La momentul ăsta avem 160 de copii. Deci emulația s-a creat. Eu cred că toți ar trebui să fim alături de echipă și să aveți încrederea că banii pe care îi alocăm sunt exclusiv pentru copii și juniori, pentru investițiile care sunt în club. Bugetul se va diminua considerabil, dar vom păstra un buget care va asigura continuarea performanței și vom merge înainte ca să promovăm Liga 1. Suntem dispuși și oricând punem la dispoziție documente, toate cheltuielile sunt transparente, toate plățile sunt făcute prin conturi bancare. Repet, prin conturi bancare. Deci totul este la vedere. Și încă o dată, banii jucătorilor și comisioanele de care s-a tot discutat, care nu există, pentru că există o contabilitate ținută foarte bine de doamna Mamole, care îi mulțumesc, poate existăm și datorită ei la momentul ăsta, nu există bani de comisioane plătite de club pentru transferuri, nu există bani plătiți de clubul de fotbal pentru transferuri, iar banii, salariile fotbaliștilor au fost exclusiv din drepturile TV. Atât, dacă mai aveți întrebări. Pentru Dan, acum, că rămâne la nivelul tău, dacă vei rămâne sau nu vei rămâne la Călăraș, sigur, legată este pentru tine ca antrenor mult mai importantă, dar aș vrea să întreb, ai avea puterea să iei de la capăt? Pentru o nouă promovare? Sigur. Normal, dacă îmi doresc să... dacă voi rămâne, rămân doar ca să promovăm. Lucrurile sunt foarte clare. Repet, pentru mine, acum vorbesc strict, sufletește, îmi doresc să rămân. Și concluzionând... Da. Mi-am legat foarte mult. Scuze. Nu, concluzionând, continuați. În ce condiții ați rămâne la Călăraș? Nu, repet, să vorbesc, să fiu sprijinit 100%. Cum am fost și până acum, trebuie să vorbesc și cu domnul președinte, să văd exact... Exact care este situația. Nu cunosc exact, dar cred că sezonul ăsta e fost singur antrenor care a rămas până la final. V-am spus, din punctul ăsta de vedere, am numai cuvinte de laudă. Mai mult, am avut decizia. Ce ține de parte tehnică, este un lucru rar în fotbal românesc, pentru că știți și voi ce se întâmplă în România. Din păcate, ne-am lovit undeva, dacă vreți, foarte puțin fotbaliști, dacă vedeți-mă, foarte puțin, dacă nu poți să le oferi salarii foarte mari, ale Călăraș. Și să iei și jucători care au jucat în ultimele 6 luni, să iei și jucători care au murit de joc. În moment, noi am fost în situația în care am luat exact ce am putut. Asta a fost singura problemă și s-a dovedit. N-am crezut că putem, am crezut că jucătorii îi pui pe picioare într-o perioadă. O lună, două, dar îi pui. Din păcate, i-am pus pe bucăți așa. Un meci unul, un meci altul. Eu cred că asta a fost principala problemă. Dar unul dintre reproșuri a fost legat de lotul foarte mare de jucători. Că s-au luat foarte mulți jucători, aveam la un dat 30, 35, 46. Eu am trăit lucrul ăsta la Timișoara. Din experiență vă zic ceva. Orice echipă bună de Liga a doua, care promovează la Fanfar, în nicio situație lotul nu e de Liga a treia. Am trăit la Poli Timișoara, s-a întâmplat și aici. Am adus în vară, tocmai am dat afară 12-13 și au venit cam 12-13. Cam așa, gen. 14 jucători. A fost un început foarte bun, dar tot timpul începutul te poate păcăli. De ce? Toate echipele sunt la început de pregătire, miza nu este foarte mare, nu te ia nimeni în seamă, ești nou promovată. Am avut niște rezultate bune la început, tocmai prin avut din elanul nostru. După aia lucrurile, din punctul meu de vedere, au intrat normal, fotbalistic. A urmat picajul, 6 înfrângeri la rând, pe un joc care nu îți dădea încredere că putem să mai întoarcem jocurile respective. Și atunci am avut o singură variantă, să luăm jucători în iarnă obligatorii. S-a mărit, așa cum știți foarte bine, s-a mărit bugetul de salarii, dar nu au venit.
au venit în începutul februarie jucătorii care, cine îți vine pe un salariu, vă spun sincer, de 3.000-4.000, care să și joace și la Crăraș. Vă spun, foarte greu. Vin doar în momentul cum au fost exemple și nu le dau, care în ultima zi de transfer nu mai avea o echipă. Gata, vin la Crăraș. Și eram puși în situația, eu vă zic ceva, cine nu le ia, repetă, Seleanu Filip, venise la Edu Spirit, venea la Crăraș. Cine nu le ia pe Borceanu, capitanul Steaua. Cine nu le ia pe Nachi. De la Partizan jucase 30 de minute cu 3 zile înainte. Cine nu ia jucători care, în primul rând, vă zic ceva, pentru Călăraș, la ce a fost la Călăraș, faptul că poți să aduci jucători care au jucat la echipa națională, este oricum ceva fantastic. Doar că ăștia n-au jucat, jucătorii ăștia. Și a fost așa o... Apoi, toate legate. Vă zic, facem un efort de cel mai mare financiar cu Junior Mapocu. 60.000 de euro pe lună în China, salariu, golul de trup, Bulgarii, top de jucător. Adică, referință de la Moții, nu luat pe DVD, referință de la Moții, care așa contra lumea este, dacă poți să le iei pe ăsta, ești fantastic. Referință de la Luchin. Problema care era? Vine accidentat, dar vine după o perioadă de accidentat. Dar niciodată Mapocu nu-ți venea de la 50-60.000 de euro pe lună, dacă era apt. Și atunci era un risc pe care trebuia să mi-l asum, le iau pe Mapocu, o lună îl pun pe picioare, îmi trebuie 3 meciuri să joace bine, decisive. Să fie 3 meciuri care să fie decisive. Intră altă problemă, actele extracomunitare. O lună de zile, du-te la Paris, întoarce-te, du-te la Paris, întoarce-te, du-te. N-a fost să fie, a vrut să plece, nu s-a acomodat, a fost foarte corect. Nu iau bani, a venit la mine, nici să nu mă acomodez. Nu mă acomodez cu orașul, nu mă acomodez că se există. Reziliază și într-o săptămână își rupe piciorul mediu. În momentul ăla jucăm ultimele 7 meciuri, nu-i fără atacat. Altă problemă. Adică, zice-mi că de ce nu l-a atacat? Nu poți să-i dai salariul lui Mapocu de 7.000-8.000, mediop care era jucător, pentru noi era un top mediop. Adică era un jucător care era solvabil, puteai să-l vinzi sau puteai să te folosești de el în vară ca să schimbi niște, să poți să ții niște bani. Nu mai poți să ia 3 variante. Adică nu e logic să mai cheltui încă cu un atacant 7.000. Unul pleacă, celălalt se accentează. Joci 7 meciuri. Am fost înjurat pe Facebook de familie, de copii, de mercenar. Mercenar? Păi, știi, eu am avut cu Astra contractul aici. Mercenar, că nicio variantă a lui Dunărea nu era contractul la Astra. Deci, nu orice, puteam să le întorc așa contractele. Nu. Într-adevăr, asta a fost. Ce vreau să vă asigur, am făcut tot ce depinde, dar tot, credeți-mă, ca să pot să salvăm echipa asta. N-a vrut să fie. Nu sunt vinovații. Ei mi-au asigurat liniște, ei, pe partea tehnică nu s-a băgat un aut. Citeam în povestea Sorin că pe Facebook se bagă la echipă Grama, se bagă Brișan. Domnule, astea sunt niște tâmpeni. La echipa asta nu s-a băgat nimeni. De aia eu sunt vinovat. Eu am puterea să spun, eu sunt, așa cum am promovat și am zis, am promovat că sunt Alexa, așa am retrogradat. Și este vina mea și vă rog, nu mai acuzați pe nimeni, am înțeles și cum au jurat de copii, eu înțeleg orice reacție. Dar atât de mult iubesc Călărașul și să țineți minte ce vă zic, că e un moment în care pot să fiu sau nu, să nu mai fiu. Și asta poate să fie ultima discuție. Atât de mult iubesc Călărașul că am ținut să zic lucrul ăsta. Și mă simt perversitate, n-am de ce, n-am câștigat la Călăraș. Puteam să putrag la grasele în altă parte și credeți-mă ce vă zic. Ca dovadă am retrogradat și am ofert. Adică, nu am niciun interes să îl las eu loc de bună ziua. Nu, eu vă zic sincer. Atât de mult m-am luat așa de Călăraș, incredibil. Și de aia pare, durerea e foarte mare. Îmi pare rău de băieții din galerie, îmi pare rău de lume, îmi pare rău de oamenii care m-au jurat. Și de ei, nu mai zic, au făcut efortul cu probleme. Dar n-au de ce să tragă. Ei chiar n-au ce să tragă. Au dat salariile aproape în timp, au adus jucătorii care am vrut. Când nu erau bani, au găsit și au făcut să fie bine. Au venit când m-am dus la aici și am văzut, e important să dăm o primă la joc. Au venit cu prime și prime importante. N-am nicio vină. Nu-i mai înjurați. Dacă mă înjurați, înjurați în pământ. Iar și am mai vorbit. Eu acum întreb ca să le lămurești, pentru că cred că e un fel de bilanț. Da, sigur. De implicarea animalia... Bravo, foarte bine. Nu s-a luat niciun ban de comisioane. Niciun leu. Atenție. Dacă nu era Ana, a fost un moment în care
ajuta clubul. Moment, nu, să nu credeți că un interes. Deci, ca să închidem lucrurile astea, nici un ban, verificați la contabilitate, nu s-a dat pe comisar, nici un euro. Și ca să închide, orice impresar vine, orice, că meseria mea e impresar, eu sunt acum impresar, eu de ce muncesc? Să-mi iau un ban, corect? Ce? 2.000, 3.000, 5.000? Oricine s-a vorbit cu oricare impresar, au cer comisar. Și e normal. Dar nu am niciun lucru. Și e foarte bine că s-a lămurit lucrul ăsta. Că, și spune că merge rău, într-adevăr, toate semnele. Toate. Deci, încă o dată, tot ce a fost omenește și corect pentru club, s-a făcut în tot. Cu diminuări, cu tăiem de acolo să nu cheltuim. Ca asta a fost situația. Și aș vrea să pot să aduc 7 jucători cu 7.000 de lei. Cum e Amari? Amari s-a văzut. Ai un jucător care e puțin mai scump, îți face diferență. În orice moment. Asta a fost simplu, într-adevăr. A plătit. Ca Amari, media și-o are 8 cu salariile. Și te bască în play-out. N-ai cum. Te-a dominat aici, media și-o arăți de tine. Trebuie să dea 5. Adică diferența până la un moment. Puntele noastre a fost așa. Păi am mai stat cu voluntari, cu Chiașna, cam atât, ca valoarea lotului. Și cred că din toate n-am arătat nicio secundă că se mai slab decât un an. În nicio secundă. În nicio secundă. La voluntari ai bucul valabil anulat. Cu el m-aștept, Igor Limitu 97, care, credeți-mă, și cu retrogradare pe masă este ca așa cu Dumnezeu, că oricum mai spun, n-ai cum, asta e neșansă, asta e o neșansă. Voluntarul din 4 meci faci 4 egaluri, din care în te-au egalat în minutul 87, în 93 și 83. Adică, cu asta te-ai bătut. Din păcate, asta a fost să fie. Dane, din lotul cu care ai promovat, îți pare rău de un jucător că nu l-ai păstrat? Păi, hai să-i luăm părere. Cezar Lungu joacă și nu joacă la Petrol. Liga 2. Tomozei joacă la o echipă mediocră în Liga 2. Mediocră spre retrogradare. Singurul care mi-a părerea lui Pușcaș. Pușcaș. Vale Alexandru nu joacă la Liga. Luați-i pe toți și spuneți în care joacă. Deci la Liga 2. Timpul a demonstrat că am avut dreptate. Nu există, credeți-mă. Niciodată nu o să... când promovezi cu o echipă, te legi sufletești. Adică când câștigi multe meciuri, te legi sufletești în jucători. Adică ai trei momente frumoase cu ei. Este, țineți minte, este foarte greu să-i dai afară. Când îi dai afară un astfel de jucător, ești convins că nu e delegat. Ce vă spun e adevărat. Timpul a demonstrat că nu joacă la Liga 2. Că n-au concurență bună. La Chidia, Cherchez, Florea, Necuțescu, e mai greu să vezi. Care, credeți-mă, sunt jucători mult dezelegate acum. Nu putem comanda. Deci toți jucătorii care au plecat, în afară de Pușcaș, care joacă bine spre foarte bine la Petrolul, niciunul. Ați mai zis ceva de vreun așa, să... Drăghiceanu joacă și nu joacă la Liga 3. Când am venit, când am plecat Drăghicianu, zicea lumea că de ce l-am dat pe Drăghicianu. Timpul demonstrează. Demonstrează. Adică că n-am argumente și am dreptate să spun. Mereu o să spun tot ce gândesc tot timpul. Pentru că ăsta sunt. Dacă vei rămâne la Călăraș și reușim, într-un timp extrem de scurt, să primenim nu un lot, ci un lot care să ne ducă în Gigantești, suntem așa obligați. Cum s-a întâmplat. Suntem obligați, altă mare întâlnire. Asta e. Și vei avea puterea să-i convingi pe cei cu care ai evoluat în Gigantești, care au fost unii chiar foarte buni să rămână în continuare și mă refer la cuplul de fundaș central. Mă gândesc chiar și la prietenul meu Borcean, care și-a făcut treaba. Mă gândesc la Portar. Asta e, fii atent, asta e și din ziua. Deci dacă tari, spune că da? Recunosc că, într-adevăr, cel puțin în ultimele etape, da, a fost omul din teren care, acolo, cât a putut, a reușit să-i strângă. Da, a fost până la urmă, defensiv, până să-i copii. Jucătorii mercenari, gen Serianu Filip, Enache, Borcean, au venit ieri la club și au spus că renunță la drepturile salariale pe luna mai și iunie, pentru că echipa este într-un moment dificil și clubul este într-un moment dificil. Deci, întreg lotul rulat și existent, oamenii au venit și au spus că renunță la ultimele două luni din drepturile salariale. Asta eu cred că e un semnal pozitiv pentru noi. Noi avem un buget
atât din economii, cât și din banii care sunt alocați, după cum știți, până la sfârșitul anului, avem un buget satisfăcător și suficient ca să asigurăm o echipă cu obiectiv promovarea în Liga 1. Deci nu se va opri nimic. Domnul, angajament a fost de când a venit la Consiliu. Și merg în continuare, chiar dacă sunt, cred că, cea mai blamată persoană în spațiu public. Vreau să vă spun doar atât. Chiar da, mă motivează foarte mult. Vreau să spun atât. Vom lăsa la Călăraș o bază sportivă și vom arăta că se poate face o bază sportivă. Nu a existat o bază sportivă la Călăraș. A existat decât stadion și atât. Nu s-a investit niciun ban până la momentul ăsta, până să apară Consiliul Județean prin președinte, care a spus clar care sunt obiectivele și ceea ce vrem să facem. Deci vom lăsa la Călăraș și în urma noastră o bază sportivă pentru a face performanță. Că vom mai fi, că nu vom mai fi, copiii noștri vor face performanță. La Călăraș. Asta trebuie să înțeleagă. Și banii care sunt alocați în continuare. Vom lăsa nocturnă, citeam, domnule, ce ne trebuie nocturnă dacă mergem în Liga 2. Domnule, noi trebuie să facem o bază sportivă competitivă. Nu fac o bază sportivă care e sezonieră. O fac pentru că noi nu am avut copii la centrul de copii și juniori. Nu am avut antrenori care să fie motivați. Erau plătiți la 3 luni în condițiile, încă o dată, repet, plătiți din același buget, cu sumă identică cu sumele alocate de noi. Stadionul nu îl identifică cu Brișan, care e președintele de club. Îl identifică cu Grama. De ce? Pentru că ceream să se plătească biletele. Vă spun că cei care cereau invitații, în Liga a doua, vor plăti bilete. Și se vor schimba regulile jocului în timpul jocului. Și dacă nu se potolesc, voi ieși la dumneavoastră, bănesc că voi fi invitat permanent la Antena 3 și voi ieși și voi spune ceea ce se întâmplă. Haideți să nu mai facem acuzații. A luat Grama comisioane, nu a luat Grama comisioane. A luat Grama banii de la Consiliu și i-a dus la club și nu știe să-i gestioneze. Nu. Cei care fac afirmații sunt cei care au gestionat clubul și cei care primeau bani și erau plătiți pe factură ca lucrurile să fie liniștite și acoperite. Nu. Eu nu plătesc șantaj. Nu o să plătesc niciodată. Nu sunt candidat, nu sunt ales public, n-am fost ales de electorat, sunt pe opoziție la Consiliul Județean, am obligația să verific banii Consiliului Județean aici. Că mă atacă, chiar nu mă interesează, poate să mă atace atât timp cât eu merg acasă și am o familie și un copil bun, merg în parc, sunt liniștit. Restul nu contează. Acces la bani nu vor mai avea. Vă spun asta cât sunt eu la club, garantat 100%. Domnul Grama, mai rămâne valabil centrul de vicemență de la Călăraș? Să mai poate discuta despre asta? Centrul de? De fotbal. Academia e prioritară. Deci, Academia este prioritate zero. Deci trebuie să înțeleagă că lucrurile sunt foarte clare. Banii sunt și există la club, nu avem datorii, salariile sunt închise, contractele sunt închise, avem prestări servicii închise, deci nu avem probleme. Că mai sunt probleme, 1, 2, 3, 5 furnizori, astea se negociază, avem contracte aflate în termen, plătim, nu avem nicio problemă. Deci va fi Academia Dunărea sau Vârstea? Doamnă, va fi, așa cum am promis că vom sta noi, asta vom face. Da? Da. Da. Încercăm, cel puțin din 200 de jucători, măcar anual sau la 2 ani, se extrage măcar unul sau doi. Proiectul ăsta îl include și pe Dan Alexa? Doamna, aici este o altă discuție. Dacă Dan rămâne la Călăraș, e clar că noi cu el am început să porim așa această academie și cu Florin Brișan și cu Cătălin Nițu, că e aici. Deci toată echipa care acționează în momentul ăsta la club, asta am gândit. Academia va fi prioritate. Când ar putea deveni și funcțional? Dosarul pentru omologarea Academiei este depus deja la Federația Română de Fotbal. Din ce cunosc eu în momentul ăsta, dosarul este complet și vom avea 10 grupe de copii și juniori, de Călărășeni. Începând?
În momentul ăsta avem deja 8 grupe. Urmează să se mai înființeze încă 2 grupe, de la grupele foarte mici de vârstă, începând cu 7 ani. Unde se vor face antrenamentele? Antrenamentele se vor face aici, la Călăraș și la Modelul. La baza noastră de la Modelul, pusă la dispoziție de domnul Petre Milu. Profesori și antrenori câți? Sunt într-un număr suficient acum. Sunt 4 antrenori cu licență A, 2 cu licență B, 2 cu licență C și un preparator fizic. Pe ce lucru se va construi echipa pentru sezonul următor? Ce jucători am în jurul care se va În momentul ăsta sunt Filip Grigorov, Mendy, Țenea, Luchin, Silviu Pană, la mijloc, Mendiu, Benzar. Și Benzar rămâne? Da. Borceanu rămâne? Borceanu a avut contractul la 30 iunie, acum rămâne de Borceanu. Borceanu rezilet, a renunțat la cele două. Da. Dobrosa de ofertă? Nu era jucătorul nostru, era jucătorul Chiașnei și era împrumutat. Și a revenit la echipa lui acum. Ați avut în perioada asta vreo ofertă pentru sau s-a interesat cineva de Mendiu? În ultima perioadă nu, în iarnă, da. Am avut o ofertă pentru el. Nu pot să vă spun. Din România era. De la un club din România. Și nu va conveni suma sau nu putea să lăsați? Mendiu avea o clauză a celor de la Repensia și nu ne-a convenit suma. Și sincer, toată lumea s-a aștepta că Mendiu să evolueze și să crească prețul lui până în vară. Și deja din vară nu mai trebuia să dăm partea aceea dar către Repensia. Dar cum a avea loc reunirea votului? Vedem ce este stabil. Astăzi? Și cu cine? Nu, să fiți convinși că dacă lucrurile sunt ok, se va face nicio echipă bună, spre foarte bună de ligat. Când adică, vă reținți cu președintele Ieriuț? Într-o jumătate. Într-o jumătate de oră. Adică mergi cu noi? Da. Da. Deci când puteți să ne dați un răspuns clar? Va fi un comunicat oficial. Vreau doar să închei pe asta. Dacă s-a întâmplat ceva bun, dacă într-adevăr trebuie să luați și partea asta bună a lucrurilor, este faptul că ceea ce s-a întâmplat la Călăraș s-au întâmplat lucruri incredibile. Și o spun, voi ar trebui să știți mai bine decât mine, dar din ce a avut sau din ce a fost, lumea trebuie să aprecieze, până la urmă, lucrul ăsta. Într-adevăr, dezamăgirea este foarte mare, dar eu cred că în momentul ăsta la Călăraș nu mai e acea durere care nu are nicio perspectivă în fotbalul românesc. Cred că de aici trebuie să plecăm. Vă zic foarte simplu. Dacă Dunărea spune pe următor, trage la promovare, nu mai e outsidere ca acum ora. În momentul ăsta devine favorită. Indiferent de petrol, indiferent de... Dar și presiunea e maximă. Da, și presiunea, dar tocmai asta vreau să zic, s-a crescut foarte mult nivelul. Și lumea trebuie să aprecieze lucrul ăsta. Dunărea nu mai e echipa aia care n-are niciun istoric în fotbal românesc. Dunărea care era și este echipă care s-a bătut legal, indiferent cu oricine. Da, care are retrogradat.